Mandinga! Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Barbara Reina, mamă, dar ce... tini, așa. Mi-a gustat tu arhitectura. Da, mersi mult, mersi mult. Ia să le lăsa, ia să le lăsa. Cu siguranță băieții tăi n-au mâncat astăzi, nu? E, ce? Că mi-a dat niete. Nimic. Nimic. Haideți la bucătărie, pentru că Luca a pregătit ceva. Mama, de fiecare dată când vin aici, aveți ceva dulce. Păi așa se întâmplă, uite și ceva dulce. O să vă pună la Luca. Imediat. Ne-am obișnuit așa, deja, de asta nu mâncăm dimineața, că știm că venim la voi, tot timpul ne serviți cu ceva. E perfect, pentru că luăm și o scurtă pauză, ne întoarcem cu voi, pentru că avem foarte multe de discutat și puteți să serviți acum pe pauza de prânjată această prăjitură scoasă din cuptor. E asta pentru mine. E. Și toate detaliile, atenție fetelor, Maluma vine în București și Maluma are o ocazie specială de a cânta alături de Mandinga pe aceeași scenă, dar mai multe detalii după pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem cu Mandinga. Foarte bună. Bun? Să rămână. Și la pachet, nu? E pachet, da? Urmează un super eveniment pentru voi acum. Pe 30 iunie, da. Așa. Vine Maluma, cred că toată lumea știe deja. Și noi, cu mai mulți artiști, avem plăcerea de să cânte această scenă. Abia aștept. Cine o să mai fie? O să mai fie Fly Project, o să mai fie Andra, WhatsApp. O să fie un festival de două zile. De 30 sau 29 1 iulie sau ceva de genul. Dar noi avem onoarea să cântăm fix în ziua când va cânta și Maluma. Și sunt foarte fericiți. O piesă Barbara de la Maluma? Un refren? Corazón? Da? Tu me partiste el corazón. Ai mi corazón. Pero mi amor no hay problema. No, no. Y ahora puedo regalar yo qué un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Bravo! Dar și piesa voastră Arhitectura e foarte, foarte mulțumim tare. Mulțumim frumos, puteți pe YouTube cu film, cu un film așa, cu niște replici, ați fost și actori, adică cum ia. Da, a fost ceva, da, mersi mult. Îți place? Sí. Da, ne place foarte mult. Poveste. Povestea e oricum, un joc. Oricum, face de Barbara, că vorbește mult mai bine acum față de când ai început să înveți mai mult. Da, încerc, da. Trebuie, nu? Da. Mai un pic și noi nu mai vorbim deloc, mai ea vorbește. E bine. Era momentul. Povestea piesei? Pues povestea de arhitectura e un joc între niño, alta fata și mie și eu, scuze. Da. Și, bueno, se întâmplă acolo ceva așa un pic mai hot. Clar este că fiecare dintre ei au filme. Da, fac filme din capul nostru și... De fapt, nu e nimic real, nu? Doar de fiecare acasă singur. Oricum e foarte tare piesa, cu siguranță aveți acum multe proiecte. Că a venit și vara, concerte, evenimente, nebunie, nu aveți un program încărcat. Da. Vreau să mulțumim mult pe Ariana Moon, care a făcut styling la videoclip, și Alex Valentiru, care e regizor. Și n-a pregătit multe piese nouă, să fim aici tot timpul. Dar spune cum te reușești să te menții așa de slabă? Mâncam multe ciocolată. Nu e adevărat, nu e adevărat, mănânci cu ciocolată și slăbești. Eu vine să-l matina și așa. E bine, mulțumim foarte mult, Mandinga, și mai stăm cu mare drag la Star. Mulțumim. Vă găsim pe toate rețelele de socializare, YouTube, Instagram. Găsiți și piesa pe YouTube, pe canalul Kid Music, Mandinga Arhitectura. Și pentru că n-ați văzut cum au mâncat, intrați pe Instagram, da, Mandinga? Da, intrați, Mandinga Official. Și au pus Insta story-uri acolo, intrați-le să le vedeți. Mulțumim foarte mult. Și noi. Mulțumim foarte mult.